La sfârșitul lunii februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, erau înregistrați 4.048 de șomeri, rata șomajului fiind de 2,04%. Comparativ cu ianuarie 2021, când rata șomajului a fost de 2,01%, în luna curentă acest indicator a avut o creștere cu 0,03 puncte procentuale. Din totalul de 4.048 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Maramureș, 2.325 sunt beneficiari de indemnizație de șomaj și 1700 sunt înregistrați ca șomeri neindemnizați. Din șomerii care beneficiază de indemnizație, 1.959 provin din muncă și 371 sunt absolvenți de învățământ. Promoția 2020, 2.182 de șomeri provin din mediul urban și 1.866 din mediul rural. Cei cu studii liceale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Maramureș, 35%, fiind urmați de cei cu studii profesionale și gimnaziale, 20% fiecare în parte iar 18% dintre șomeri au studii gimnaziale, șomerii care au studii primare și cei fără studii reprezintă 12%, iar cei cu studii superioare 9% în totalul șomerilor înregistrați.